Da. Deci nu am pregătit un început clar acum. Deci hai să intrăm direct în brânză. Suntem la tine aici, la școala de șah. Care de când este? De când ai sediul ăsta? Chiar astăzi se fac 2 ani. Oh, Chiar astăzi. la mulți ani, ce să zic? Da, Mulți ani mersi, înainte! wow. Wow. Dacă nu pune întrebarea asta, nici nu ne dăm seama, cred. Tu ai și o memorie senzațională și de-aia presupun că s-a conectat informația instant, nu? Nu? Da. Tu ești prima persoană cu o memorie atât de mișto pe care am întâlnit-o până acum. Adică, mi-amintesc că la un moment dat ți-ai amintit CNP-ul pe care ți l-am arătat un an în urmă. Și eram la bere. Am memoria cifrelor, în general, memoria și cifrelor. memoria vizuală. Auditivă, niciun caz. Adică, Serios? da, dacă îmi spui ceva, uit. Nu, am Dar. observat că tocmai pe auditiv o am și am început să învăț doar ascultând chestii, pentru că a citi presupune un efort mai mare decât a relua în mintea mea, știi, toată chestia asta. Și e un skill pe care îl folosesc doar de câteva luni. Închipuiți dacă descoperăm de mic copil, poate ascultam lecțiile în loc să le scriu atâta, poate le recitam. Nu, Nice. nu, Eu mi-aduc aminte că în școală, ca să rețin ce vorbea profesorul, mi închipuiam postura în care se află, că gestica, încercam să mă agăț de elemente din astea ca să țin minte că De altfel. gestică, Da, serios? exact. Și mi Oh my God. închipuiam că era acolo, făcea, vorbea așa, adică altfel nu. Dacă îmi pui o casetă să o ascult sau ceva, nu o să țin minte nimic. Și dacă nu-ți plăcea profesorul sau dacă, să zicem, gestica nu era tocmai una armonioasă, cum... Păi tocmai mă agățam de asta, că nu era deloc armonioasă. Ah, deci practic găseai puncte de astea Găseam de în puncte alt... de interes, ca să zic așa. Fie că era prea mișto, fie era nașpa, nu? Ok. Nu conta, Da, nu important e conta. să-ți atragă Da, atenția ceva. exact. Păi și Unde se cu... afla, cum, contextul, cum era îmbrăcat, orice detaliu Wow, care putea să ajute. Super tare, super tare. Bănuiesc că o să-ți amintești conversația asta peste De câți la ani? medalionul. Peste câți ani crezi că-ți amintești de... Câți ani poți dureze informația asta în memorie? N-am de unde să știu, dar în general pe termen lung. Termenul. Nu, Da, serios, dă o serios, da. aproximare, așa Păi, e. nu știu să zic așa, am amintiri cele mai vechi de pe la un an jumate, Oh dacă mă my întrebi God. pe mine. Care? Îți mai amintești ce era? Da, mi-aduc aminte când am făcut poza de pașaport Așa. la un an jumate. Oh my Mi-a God. călcat sormea rochița și de aia țin minte. Oh my God. Era un Da. lucru așa Era un mare lucru și era extraordinar, un stătești de high. fierul de călcat pentru mine Da, și da, 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 sormea, da. care era cu 5 ani jumate mai mare, avea Wow. onoarea să pună mâna pe Avea fierul de onoarea. călcat. Da. Și era un lucru important pentru Da, ea. Și pentru noi ceilalți, frate, care eram Da, așa da. Wow, ce șocați. lucru spectaculos. E sora cea mare care face lucrurile De astea unde fierul de mărețe. călcat era babau din casă, de care nu te atingi, că Că se întâmple, arde. arde și se întâmplă din Pericol. exact. Da, și am multe amintiri de genul ăsta, care știu exact cum eram îmbrăcată, cum erau părinții sau toată lumea, Super adică tare. detalii din astea. Super tare. Da. Recunosc că ți-am studiat puțin pagina de Facebook. Și, băi, vorbeai de o mătușă de-a ta super mișto, frate, cu o geacă de piele mișto, care ți-a dat și ție o onoare la un moment dat când erai mică. Și când era de Revelion, Crăciun, cum Da, stăteai treaba? era o pregătire pentru Revelion. Așa. așa și Mai știi ce an? Sau câți ani da, aveai? da, Hai zi aveam acum! 6 ani. La Da, 6 ani! și m-am Ok. lăsat să fac eu maioneza. Care Așa. maioneza era chestia aia în casă, cea mai grea mâncare pe care o puteai face, cel mai greu Că se preparat, taie! că se tăia, exact. Exact, e un Și pericol. țin minte, ai mei erau concentrați așa asupra castronului, Da, când amândoi, deci era așa o tensiune maximă, nu stați pe lângă noi, nu faceți gălăgie, că mi se taie maioneza, Oh adică my God, oh my era God, știi? chestia aia, da. Nu ne atingem! Și pe vremuri, știi că ouăle erau scumpe, nu se găseau, nu doar că erau scumpe, nu se Da, găseau, pur da, și da, da. simplu, ouăle le aveai dacă le făceai bine, dacă ți se Dacă nu, tăiau, la gata! revedere. Avem Da. salată băf fără maioneză, chestii Da. care știm cu Oribilă. toții. Nu e, da, nu e ce trebuie, da. Și da, și știu că m-am dus pe alea, erau pregătirile și maică-mea m-a lăsat pe alea, nu știu de ce a plecat.
Și m-a pus pe mine. Mie nu prea să cream, că n-am auzit bine prima dată. că te pune mă pune pe mine, da. Adică da, 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 da. Dar, da. Da. Și ai tăi au aflat? Da, bineînțeles că m-am Când au aflat? Înainte? După? După ce au gustat? Deci da, exact, că eu am făcut-o și m-am lăudat atâta la ea, că după așa. Aia, eu am, când am crescut un pic mai mare, eu mi-am asumat rolul de a face maioneza în casă. Serios? Da. Maioneza e a mea, sunt da, regina exact. Pe... Mama era în continuare temătoare, deși nu mai era problema că nu se găsea ouă sau ceva. Da, da, da. Pur da, și da. Simplu era, voi, tu e specialistă. Nu, păi bănuiesc că frica a rămas dacă da, faci da. Gen... Păi, să zicem că faci 20 de ani chestia asta cu frica că da. Tu nu mai ai ou. Da, da. Și gen, și că se taie și final, toată munca ta se da, duce. Și... Da, 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 da. Și mai ales de Revelion, adică Revelionul da. E cea mai prețioasă zi. Nu știu, e în competiție cu Crăciunul. Depinde da, cum da. Voi vă sărbătoreați de Crăciun în familie mai mult sau de Revelion, sau de ambele. Crăciunul era doar în familia restrânsă, adică mamă, tată și copii da. Și Revelionul și cu alte rude. Adică... Oh, stai, 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 că de-aia era da. Și mătușa da, și de-aia era aia și toată... mai important. Mm-hmm. Că se... Da, da. Apărau pretențiile. Da, da, da. Și da. Ți-a dat ceva încredere, presupun, atunci. Yeah, da. Te-ai simțit triumfătoare, într-un fel, nu? Da, da. De atunci stăteam cam mult prin bucătărie să mă uit la ei mei cum gătesc așa să fur meserie, că mi se părea că sunt șmecheră. Super tare! Da. Super tare! Să da. Știi că treaba asta cu furatul de meserie, cred că mi-ai mai zis-o odată. Eu n-am memoria la fel de bună ca a ta, dar mă corectez dacă e. Mi-amintesc că frații tăi începuseră să joace șah. Am ajuns la așa. Ok. Nu. E o mică paralelă. Da. Stai. Da, dezamăgită? Da. Vrei să ne întoarcem? Nu. Mi-a plăcut introducerea așa cum ai luat-o de la maioneză. Da. Tare, nu? Da, da. Alunecat, știi? Alunecat, am avut așa. Noroc că era maioneză bună. Adică... Da, da, da. M-ai prins așa în vârtej. Da. Stai, stai. Deci stai puțin. Deci tu zici că furai meserie, da? În principiu, știu că frații tăi era un lucru serios șahul ăsta, știi? Era jucat între bărbați, nu? Adică erau cei intelectuali puși la masă, cei mai... Sau cum? Oarecum. Nu, eu am pierdut startul, ca să zic așa. Frații mei au învățat așa de la tatăl meu, când eu eram plecată de acasă. Mă zicem cu maică mea, nu știu, primiseră de Crăciun și între Crăciun și Revelion... Cred că era Sorcova sau ceva, mă dusesem cu maică-mea la Sorcovit, pe la mătuși sau da, chestii da, de da. Genul ăsta. Așa. Și tocmai i-a învățat să joace șah, eu nici nu știam că fratele meu cel mare a primit acest șah și ce e aia. Așa. În fine, și i-a învățat să joace șah și am ajuns eu acasă și ăștia toți erau în jurul tablei de șah și jucau. Ceva se întâmpla. Da. Și tu ratasești că erai cu Sorcova. Eu am fost din start fascinată de... Și acolo minuscul, cu niște figurine și așa, adică m-a atras întâi de toate, nu neapărat. Nu știu, m-au atras piesele, ca pe orice copil de vârsta okay. aia, știi? Da. Ce te-a atras mai exact, mai știi? Da, figurile, pur și simplu, figurinele alea. Așa, și tabla care da. Lucea, era un șar din ăsta magnetic, o tablă Serios? Metalică care lucea așa? Și era așa ca o gresie, o vedeam așa, wow. o chestie. Îți lua ochii, când da, ești copil îți fură ochii, știi, ochii da, chestiile astea. Nu m-a fascinat în secunda 2 și ne-am zis ce asta vreau și o să joc. Da. Și reacția lor a fost, asta nu-i de tine, pleacă de aici, ești mică, ești proastă, nu știu ce. Da, da. Și eu tot insistam și tot insistam. Mi-au zis la un moment dat, știi că dacă alte jocuri le putem juca cu tine, ăsta, crede-mă că nu. Da. Aia să-i spui unui copil de 5 ani. Până acolo. Până acolo. Adică. Gata. Un hai, da, știi? Da, da, da. Și am insistat foarte mult. Și atunci sora mea a venit cu ideea, bine, ok, te învățăm să joci șah, dacă ne arăți cum se mută calul. Și eu le-am zis, mă, dar nu știu cum se mută calul. Ok. Păi da, da, vezi și tu, ia încearcă. Da. Și am luat calul, dii, pe saulă. Și calul a zburdat. Da, exact. Au început să râdă, îți dai seama, auzi pe mine cu dii, așa. Și pleacă de aici, că ești proastă, ia uite cum te ia calul, dii, deci nici aici n-am mers, nici acum. Da, da, nu, aia a fost de fapt o capcană, știi, ca să-mi arate că nu e de bine. Da, și acolo se lăsa greu, nu era așa ușor de intrat în lumea lui. Da, și plus de asta ei își doreau o activitate fără mine. Că na, eram cea mai mică, eram prăcioasă, le stăteam pe cap tot timpul. Și na, asta mai trebuia și aici să fiu pe cârca lor, știi? Așa, așa. Și na,
Da, eu am tot insistat, dar nu. N-au vrut până la urmă să mă învețe, că ziceau că nu ajung, oricum nu o să înțeleg că sunt prea mică. Și m-am uitat la ei, cum joacă mult timp. Și cum se descurcau? Cum erau acolo, gen, emoțiile? Erau implicați mult în toată treaba asta? Nu, fratele meu cel mare deja cucerise statutul de cel mai bun din casă la șah și nu prea mai vreau să joace nici ceilalți cu el. Așa, iar eu mă rugam de ei să joace ca să mă uit la ei când joacă și să învăț și eu din uitat, știi? Da, da. Și am învățat așa cum se mută piesele, dar nu am învățat care e scopul jocului și nici nu m-am prins. Pentru că piesele cam zburau așa, adică se târna partida uneori când nu mai erau piese deloc, altă dată când îi luau damă uneia dintre ei și nu înțelegeam ei ce dau, dar eu nu realizam ce înseamnă asta. Da, da, da. Și învățasem să mă piese, dar nu știam care e scopul jocului. O singură dată a acceptat fratele meu să joace cu mine, fratele meu cel mare, și i-am luat dama. Și în momentul ăla chiar credeam că ăla e de fapt, aia e cea mai importantă chestie, să iei dama, știi? Și el mi-a dat mat, eu n-am înțeles că mi-a dat mat, exact la mutarea. Ai pierdut fără să știi, practic. Da, făcuse un sacrificiu de fapt de damă, eu m-am bucurat atât de tare că am sărit în sus, te-am bătut, ce mă, că ai luat mat sau nu știu ce a zis, mi-a dat cu piesele după mine. Da, da. Na, a fost o chestie din asta, știi? Da. Și n-am înțeles nimic de ce am pierdut. Ok, ok. Păi și stai puțin, când practic ai întâlnit o tonă de provocări peste care tot încercai să sari ca să poți să-ți joci și tu în sfârșit șah. Exact. Știi? Și la un moment dat părea că se înfundă toată treaba cu șahul pentru că au pierdut o piesă. Și eu mă visam noaptea că găsesc piesa aia undeva pe un deal, o pierduseră și era o chestie atât de mică. Oh my God. Și tot timpul ziceam, hai să mai mergem prin livadă. Noi, eu vreau să mergem în livadă că să găsim piesa aia, de parcă era realist să găsești acea piesă. Deci ce obsesie aveai deja pentru șah. Și am avut, a durat destul de mult. Deci chestia asta cu șahul, când a apărut la noi în familie, cred că aveam vreo 5 ani. Și când eram undeva prin clasa a doua, cred, o fetiță de pe la bloc mi-a zis că ea s-a înscris la șah. Când am auzit, vreau și eu. M-a văzut atât de fericit, de entuziastă mai degrabă și așa mi-a zis, nu mai sunt locuri. Ups. Și de câte ori o prindeam la joacă, o rugam, hai, poți să vin și eu cu tine la șah? Nu mai sunt locuri. Mamă, deci oriunde încercai, nu mai blocaje, blocaje. Și ce ai făcut? Adică ce s-a întâmplat? Cum ai reușit? Și eram supărată seara, beam un ceai așa supărată și mai mult mă vedea pe mine așa. Eu eram de fapt un copil agitat în general, nu stăteam locului. Și la ce te gândești? Te-a supărat nu știu ce prietenă, îmi zice? Și eu zic, nu m-a supărat, doar că Alina s-a înscris la șah. Și maică mea stătea spăla vasele acolo și după un timp zice, s-o fi înscris la palatul copiilor. Atât îmi trebuia, mi s-a prins un beculeț, acolo trebuie să ajung. Ah, ok, ți-a dat o soluție, fără să vrea. Fără să vrea, evident, mai mea n-ar fi vrut să mă apuc să mânge cum așa. Și eu întreb, dar ce e acolo la palatul copilului? Păi ce, faci tu de toate. Și zic, și desen? Și desen, zicea. De ce mă interesa pe mine dacă se face desen? Mi-am dat seama că singură la palatul copilului nu pot să mă duc. Că mi-era rușine, eram fricoasă, rușinoasă. Ah, și ai găsit-o fără... Și mi-am adus aminte că am o prietenă la școală pasionată de desen pe care pot să o păcălesc să vină cu mine. Oh my God! Da. Oh my God. Și m-am dus a doua zi la școală, evident, foarte fericită. Ana, hai să ne scriem la desen! Da. Hai că e mișto desenul! Da. Ea nebunită. Cum? Unde? Păi hai cu mine, că te duc eu! Am dus acolo. Ne-am înscris la desen, evident, și eu în timpul ăsta ceream la toaletă de 5 ori, de 6 ori, nu știu de câte ori am cerut în ora aia la toaletă, să mă duc, de fapt, ca să mă plimb pe holuri, să văd unde e șahul. Da. Eu nu-l găseam, știam că a trecut prea mult timp, mă întorceam la desen, după aia iar ceream voie la toaletă, o luam pe altă parte, să mă pot de-o fi șahul ăla. Și nu l-am găsit. A durat foarte mult până să-l găsesc, în sensul că mă înscrisesem la toate activitățile de pe acolo în timp. În vreo jumătate de an, cred că m-am înscris la tot ce se putea. Așa, și la un moment dat le abandonasem pe toate, mă oprisem pe la bibliotecă, îmi plăcea să citesc. Și la un moment dat m-am dus să-mi împrumut o carte și când am ieșit de acolo am văzut că în secretariat întindea un moșuleț niște cartoane din astea care aveau pătrățelele de șah. Și atunci
Mi s-a prins mie un beculet că acolo e șahul. Opa. Și deși trecusem de zeci de ori pe acolo, îți dai da, seama. Da. Dar nu la timpul potrivit, nu la programul potrivit. Și nu l-ai observat. Și nu l-observat, da. Nu eram la, exact în intervalul ăla în care făcea el. Da, da. Și m-am oprit la ușă, am zis, hai că intru. Am stat vreo jumătate de oră cu frici, că nu, mi-era rușine să intru. Și am zis, mă, dacă mai vine un copil, tot intraseră copii, știți? Dacă mai vine încă unul, mă bag și eu cu el, știi? Și aștept și aștept și la un moment dat vine un întârziat cu maică-sa, știi? Și intră și mă bag și eu în spatele lor. Și când mi-am dat seama că am intrat acolo, m-am panicat. Da. M-am întors cu spatele să ies din... Să fugi. Să fug din sală și atunci o voce așa blândă, bătrânelul ăsta m-a abordat. Și ai venit la așa, știi? Mi-a zis așa foarte frumos. Da, dar cu capul în pământ, așa, da. Amărâtă, da. Parcă nu vrei să recunoști. Da, mi-era rușine, nici nu puteam să mă uit la fața lui, ce fața. Era prima oară când un om matur te băga pe tine în seamă cu pasiunea ta, îți vedea da, ceva. Și eram și un copil timid, adică eu eram foarte agitată și așa, dar să nu vorbesc cu străinii. Nu, mă spuneam după fundul stalul maică mea, dacă era ceva, nu. Și atunci, prima dată când mă duceam eu așa cu tupeu, știi? Și, na, așa, și ai intrat? M-a băgat, m-a pus să joc. Am câștigat o partidă fără să-mi dau seama de ce, îi luasem toate piesele și copilul să plângă. A început să plângă, eu nu știam ce trebuia să fac mai mult de atât. A început să plângă? Da, deci... și gata, bine, stop, nu știu ce, ok. După aia am început să joc cu altul, i-am dat mat din greșeală, eu vreau să iau o piesă și se pare că i-am dat mat. Și nu știam de ce se tot termină partidele astea, adică jucasem deja două și le câștigasem fără să știu ce se întâmplă. Deci ca să înțeleg practic... Tu, când în sfârșit ți s-a dat șansa să joci pe bune, fără să te trateze cineva ca și cum ești așa, că ești mică, că nu știi, nu știu ce. Ăia nu te cunoșteau, erai într-un mediu complet străin, da? Da. Și practic te bagi acolo și începi și bați, de, nu te mai oprești și faci copiii să... I-am bătut, dar nu știam de ce, crede-mă. Până când au venit doi frați gemeni, care ulterior am aflat că sunt prietenii noștri, așa, cărora proful le arăta care e matul. Și atunci am zis, ia uite mă, asta era... Și tu nici nu știai să... Eu nu știam, eu jucam, era un al treilea meci și vedeam că le explică la masa de lângă și mă tot uitam și tot... Oh my God, oh am my câștigat-o God. Și pe a treia și m-am dus acasă și l-am provocat pe fratele meu, Marian. Am fost așa, hai să jucăm. Wow, nu te-ai oprit. Nu acum te-ai oprit. Știu ce trebuie să fac. Nu mai scap de data asta. Da, da, da. Și am jucat cu el, l-am bătut. Și mi-a zis că am învățat partide pe de rost, mi-a dat cu tabla în cap. N-a vrut să recunoască talentul. N-a vrut. Și, na, zis, era statutului de frate cel mare, el trebuia să fie bun la toate, da, speranța da, da, familiei, da, 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 știi da. Cum e. Băi, să știi că și eu am avut problema asta cu fratele meu, mă bătea la absolut tot, înțelegi? Deci, el era cu 6 ani jumate mai mare și era și foarte înalt, eu eram mereu foarte mică și el mereu așa, cu peste 1 metru în plus. Și mereu a trebuit să... prind mai repede să demonstrezi, nu? Da, ai exact. Senzația că trebuie să demonstrezi ceva. Da, exact, da, exact. Da, da. Și nu mă lăsam, adică intram în challenge chiar dacă știam că șansele sunt foarte mici să câștig, orice fel de provocare era, știi? Ne provocam unul pe altul, dar într-un final competiția se dădea și el mă trata. Cum să spun, îmi plăcea că te mă trata ca pe egalul lui, adică sau ce? Așa am simțit. Dar un egal care are de învățat pe deviza ok, îți dau șansa să mă bați, dar nu mai știu exact despre ce joc vorbeam atunci sau ce se întâmpla. Știu că știam că există posibilitatea că el mi-o lasă, dar eu trebuie să dovedesc să fiu suficient de bună pe bune, știi? Adică nu puteam să mă bazez pe faptul că lui se face milă de mine. Da. Chestie care e o lecție era foarte prețioasă. Care exact nu da. Te făcea decât să evoluezi. Da. Dar da, da. De asta zic, noi ăștia care avem frați, cred că suntem mult mai câștigați. Frați mai mari. Absolut. Înveți prin, da, da. Pur și simplu din experiența. Da, 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 da. Părinții sunt prioritari, dar fratele meu a fost un soi de părinte pentru că m-a educat toată viața. Na. Da, cu cât e el mai mare decât tine? 6 ani jumate. 6 ani jumate, da. Na, na. Diferență considerabilă, da. La vârste fragede mai ales. Da, 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 da. Bun, păi și ai învățat atunci ce înseamnă victorie. Acum te-a făcut să te simți? M-a făcut să mă îndrăgostesc de-a binelea de șah și să vreau să fac șah, doar că nu m-au lăsat. Ai mei când au aflat, nu m-au lăsat. Din nou, altă barieră. Crezi că dacă erai băiat, te lăsau? Nu, la noi era o
politică în casă, că, domne, te ții de școală și atât, orice activitate extra te sustrage de la școală. Okay. Și nu contribuie. Și nu contribuie la nimic. Adică părerea părinților mei era că sportivii sunt analfabeti și așa mai departe. Deci că niciun caz să nu faci vreun sport. Artiștii sunt săraci, deci să nu faci nimic ce ține de oh my God. Așa. Adică singurul ta... Șansa ta de a te exprima prin artă era luată complet. Era luată complet. Nu, sora mea era foarte talentată la arte, n-au lăsat-o să facă nimic. Oh. Da. E, asta este ea. Impresia mea este că în fața tuturor blocajelor ați tot căutat o soluție să vă exprimați, să fiți voi. Da, știi? Păi, unde deși sora mea eu? Acum face pictură. Adică... Face pictură? Da, adică tu asta a ajuns. Ce a făcut? Adică a căutat altă pasiune cât timp ca să compenseze? A mers pe ce i s-a spus, ca să zic așa, cum am fost între altele mei, să facă profil real, să meargă la o facultate. Deci a mă fost rog, cu minte, da, fată cu minte. A făcut și a luat toate patalamalele, ca să zic așa. Da. După care, acum s-a întors la pasiunea ei. Oh my God. Urmă... Și nu mai lucrează deloc în domeniul inițial? Nu lucrează în domeniul inițial. Ea face tot felul de tablouri, face tot felul de chestii. Se descurcă, cu alte cuvinte. Da. Își susține viața făcând ce îi place. Da. Super tare. Da. Super tare. Asta e o lecție de curaj. Da. Păi, da, până la urmă, cam toți am făcut asta. Adică și eu m-am întors la așa și fratele meu Claudiu și el era tot cu arte. Bine, pe el l-au lăsat până la urmă cu artele, așa într-un final întârziat l-au lăsat. Că era o tradiție la noi în casă. Să facem matematică, adică să ne ducem la mate, orice ar fi profil real, să băgăm matematică la greu, frate. Da. N-avea nicio treabă cu matematică. Da, cine trecea de voi, mama sau tata? Ce? Cine vroia matematică? Maica mea făcea legea. Da? În casă. Păi cum așa? De ce atât atracție pentru mate? Nu știu. Nu, chiar nu încerc să înțeleg ce era în mintea ei, dar avea o foarte mare stimă pentru cei care... Nu știu, mie mi se pare că matematica reprezintă foarte clar realitatea, știi? Adică te ajută să definești conceptual foarte bine și să înțelegi pe foaie niște chestii care se întâmplă în jurul tău. Acum să poți să faci conexiunea între 1 plus 1 egal 2 și să vezi și două piese care sunt două într-un final, știi, că le adaugi. Să faci conexiunea între realitate și conceptual e mai greu, că... Sincer, am observat că la noi în educație lipsește trecerea asta, știi, între teoretic și practic. Da, clar. Adică totul e în capul Înveți tău și... foarte multă teorie, dar nu știi să o aplici. Nu știi să o aplici și... Și nu te ajută, și pentru că nu știi să o aplici. Da, exact. Nici nu te învață practic cum să aplici teoria aia. Adică, na, uite, spre exemplu, la școală, da, ai laboratoarele alea de chimie. Și spune proful pe ele, eu mi-aduc aminte să fi făcut, cred că odată am făcut un experiment și noi cu clasa la chimie. Da. Cred că odată așa doar să ne arate ce e aia. Și asta știi? În generală sau și în liceu? Cu totul. Cu totul? Cu totul. Oh my God. Laboratorul de chimie era, se punea praful pe ele, adică era unul pentru toate clasele posibile. Și cine prindea odată pe... Era un norocos. Da, exact. Povestea tuturor, bă, nu știți ce am văzut eu, ce reacție. Da, deci nu se făcea. Adică, nu știu, cel puțin la școala pe care am făcut-o eu, nu. Și de asta zic, ăsta e un exemplu, dar multe altele din matematică nu te învață nimeni unde le folosești, unde o să trebuiască. Le înveți și la fel de ușor le și uiți după aia. Pentru că, și ți se pare că șahul oferă această practică? Pentru că, stai, deci șahul e pură teorie, de fapt. Lucru practic e foarte mic, adică piesele în sine sunt mici... De fapt, tabla asta nu e toată ta, că trebuie să o împari și cu altul, nu? Adică, gândește-te că, de fapt, e un joc. Uite, călărețul ăsta reprezintă ceva, știi? E mai degrabă un simbol mare, știi? Decât un simplu pion pe asta, știi? Caută în spate o mare simbolistică. Are o simbolistică, de exemplu, are și o istorie, îți dai seama. Da, uite, istoria șahului, știi? Da. Adică, din nou, pentru că am studiat puțin acum, de curând puțin de șah, am văzut și la tine pe site informația asta și am fost, wow, ok, a ales exact ce trebuie. Deci, poți să spui tu cum a început șahul să apară și unde în lume?
Da, asta nu se cunoaște cu exactitate. Da, știu. Sunt mai multe legende mai degrabă despre cum ar fi apărut șahul și așa. Fiecare, ce se știe cu adevărat că a apărut undeva în zona Indiei, ca să zic, știi? Uh-huh. Așa, dar nu se știe exact. Cum, oricum, șahul care când a apărut nu arăta ca în forma în care se regăsește astăzi. Da, da. Spre exemplu, da. Dar de ce a fost el făcut? Păi, cum spuneam, sunt mai multe legende. Nu, în care... India, în India. În India, în da. India, da, de unde a pornit. Deci, legenda ar spune că, domne, dar bine, asta e o legendă copilărească, dar nu se cunoaște cu adevărat. Mă, eu am auzit-o de la mai multe surse. Deci, dacă tu ai găsit chestia asta, sunt sigură că și alți oameni au găsit-o și probabil da, da. E un sâmbure de adevăr în asta. Da, e povestea. Posibil, dar sunt totuși legende, adică sunt povești, efectiv, că ar fi fost un... împărat din ăsta foarte dornic să cucerească cât mai multe teritorii și că se pierdeau foarte multe vieți omenești, na, pentru că omul era foarte pus dornic. Pe măcel, exact, să recunoaștem. Da, așa, și sadic și toate cele. E, și atunci un înțelept s-ar fi gândit că, băi, hai să-i dăm omului ăsta o ocupație. Da. Și s-a gândit la un joc prin care omul să se războiască acolo. Da, gen, uite, vrei război, ia-l, da, ești la tine, exact, acasă acum. Da, da, așa și, da. Mă rog, s-ar fi inventat șahul. Doar că șahul nu era, nu se afla în forma în care se afla astăzi. Spre exemplu, nu erau pătrățele albe și negre. Da, erau doar sunt niște sigur line, că e evoluat. Și piesele erau, da, altfel. Da, da. Mă rog, piesele chiar și în ziua de azi, apropo de simbolistică, au o simbolistică diferită de la o cultură la alta. Stai, știi? Puțin, călărețul ce reprezintă? Ce crezi că reprezintă? Călărețul peste tot reprezintă același lucru. Adică, păi uite, s-au păstrat. Okay. Regele? Da. Rege, conducătorul. Ok, ce, da, simbolistică s-a păstrat? Uite, spre exemplu, ce nu s-a păstrat? Nu s-a, de exemplu, nebunul, da? Da? La noi este nebun, da? Este, adică, bufonul mai degrabă, știi? Aha, aha. Pe când, uite, spre exemplu, în engleză se spune bishop. Adică e un episcop sau o... Are o, da, reputație mult mai bună, da, cu alte cuvinte. În Turcia am înțeles că e ministru. Ministru? Da. Ce e cu adevărat la fel este că e o persoană care este apropiată regelui și reginei sau conducătorilor. Stai puțin, știi? stai. Și vrei să zici că în România e un bufon apropiat de rege și regină? Adică... Mă rog, de pe vremuri. Pe vremuri, da. Adică asta spune ceva despre istoria noastră și cum ne-am ales cuvântul să-l asociem. Adică, hai să recunoaștem că în istorie nu apar doar lucruri plăcute despre, da, noi ca umanitate și ca naționalitate. Adică, da, reiesc și niște adevăruri care, na... Pot? Sunt convinsă. Da. Avem bufoni și acum. Absolut, absolut. O grămadă de bufoni. Da. Da, da. Turnul, și... iarăși, este, la noi este o fortăreață, da? Un turn, efectiv. Da, da, așa, da. În alte state este considerat o barcă. Nu are nicio legătură cu barcă, nu seamănă cu barcă. Dar, mă rog, la ei luptele aveau se dădeau de pe flotele pe bărci. Da, adică, da, da, na, da, da. Și atunci... Și era reprezentativ. Da. În India, da, sunt sigură că și calul poate era elefant sau poate cămilă. Da, pe ea a fost, da, elefant, da, da? Exact. Și chiar... Da, ideea e următoarea, că asta m-a șocat, că... Practic, când omul ăla înțelep i-a pus șahul pe masă, da, i-a dat de înțeles, ok, uite, tu ești regele, tu ești ăsta, da? Da? Și tu ca rege nu poți să faci mare lucru. Nu era așa atunci. A fost adaptat în timp. În legendă, efectiv, da, pentru că studiind legenda, da, practic înțeleg, ok, care e înțelepciunea? Dacă tu nu ai grijă de oamenii tăi, nu o să mai aibă cine să te protejeze. Și adică are sens, da, e și cea practic... mai protejată piesă, da, de pe tablă. Și practic l-a conștientizat, băi, deci tu trebuie să-ți protejezi oamenii, da, că mor fără ei. Adică ei sunt tot ce ai tu mai de valoare, da? Exact. Tu nu poți să mergi să te bați acolo, știi? Da. Tu ai cea mai mare putere. Așa, da, este. Da, da. Anyway, foarte mișto faptul că lucrurile de atunci au început să evolueze gen în întreaga lume. Înțeleg, da, că a tot fost descoperit și mari împărați și conducători, da, de regate au început să-și transmită cadouri de șah unul altuia. Da, da, păi la început era doar printre nobili.
Da. Adică doar nobilii aveau acces să învețe șahul, dai seama. Da, 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 da. Și nu era vorba de nobilitate neapărat, cât de faptul că, hei, uite, pe mine mă ajută asta, mă face să gândesc mai bine. Mi se pare că, ok, deci eu ca împărat care vrea să cucerească, n-aș vrea să dau șahul nimănui. În schimb, dacă eu văd că mă ajută și în alte direcții și mă învață să am mai multă grijă de oamenii mei și totul merge mai bine în poporul meu, o să vreau să-ți ofer șahul ca să înveți și tu lecție, l-am învățat eu prin șah. De exemplu, unul dintre cei mai de succes oameni de la începuturi a fost un om care avea un popor super prostă și care nu prea intra la război. Nu mai știu numele lui din nou, dar înțeleg că ăsta a răspândit șahul și nici nu intra în conflict prea mult. Interesant, interesant. Da. Mi se pare că șahul are două laturi, știu, o latură... O latură de asta care te pune să lupți, să intri în război cu celălalt. Și o latură se care te face să intri în tine, știi? Adică, gen, tu când stai cu cineva la șah și rămâi aici, între tine și celălalt, tu ești complet față în față pe ăla, adică îi vezi emoții. Da, e vinții asta. E foarte important să nu le arăți, dacă se poate, ca la focul știi. Da, la copii, cel puțin, este să în copii nu și ascunde emoțiile astea și e absolut fascinant când îi vezi cum încep să-și roadă degetele de hai, fă, mută chestia aia, fă chestia asta, ceea ce-mi doresc, dar nu mai mută ce-și dorește el, că vede, știi, în momentul ăla că copilul se... Sau tot fel de chestii. Când e frică, arată că e frică și atunci prinde adversarul și mai mare curaj. Da, da. Da, tot felul de gestii și astea care nu le mai faci clar, adică îți ascunzi orice nemulțumire, orice bucurie, orice... Băi, ok, deci asta cu bucurie am văzut-o la Magnus. Uh-huh. A câștigat prima oară titlul de campion mondial. Și toată lumea, deci cadrul era senzațional și deci, de o latură erau, nu știu, câțiva albitru, așa. Aici era un perete de sticlă și prin sticlă, de fapt, erau toți oamenii. Erau o buzdere de oameni care îi vedea de acolo, dar ei nu prea îi vedeau pe ei, ei își vedeau propria reflexie în ceamă. Anyway, și în final câștigă și omul e... și știi că își notează chestii. Da. Adică face o prima mișcare, ăsta se ridică, dă mâna cu el, ok, good game, și după el continuă să-și noteze ultima chestie. Și de-abia după aceea se ridică. Se semnează. Nu, după aia a venit să semneze, a venit. Și a notat fix pe firul lui ultima mișcare. Ce notezi acolo, de fapt? Păi notezi mutările. Deci tu, practic, ai nevoie de un istoric al mutărilor? Da, fiecare mutare are o... Dar de ce te interesează istoricul? Păi, în primul rând, ca să-ți analizezi partida, deși la nivelul ăla, prima faptul că deja ajuns să-și țină minte partidele cap-coadă, dar rămâne înregistrată într-o bază de date, plus că e ca o formă contractuală, tu dai o semnătură pe ce s-a întâmplat acolo. Ah, serios? Păi stai că-ți nu există ceva mai care poate să facă asta, să ia de pe sigur. Păi, ba da, există, de exemplu, acum, table digitale, adică care înregistrează din start mutările, da. Știi? Și se transmite live. Da, și totuși partidele se mai notează. Am impresia că dacă scoți o idee din cap, istoria, dacă o pui aici pe hârtie, o scoți din... cumva te eliberezi, știi? E ca și cum nu încerci să mai încași cu ce a fost, pentru că în momentul în care tu încerci să gândești o idee nouă, da. Poți să te mai uiți odată la ce a fost, nu la ce va mai fi, sau cum. Tu deja știi ce a fost. Ideea e că, nu știu, parcă te deconectezi un pic notând chestia și parcă te ajută oarecum, știi? Aha. Bine, e o chestie care, pe care fiecare o simte diferit, oarecum, da, știi? Da, da. Dar... Păi și piesele de șah care sunt simțite diferit de fiecare, crezi? În ce sens? Adică, nu știu, mă gândesc, ok, pe vremuri eu ca rege, chiar eram rege. dar tu te pui în pielea regelui? Niciun caz, nu așa vezi lucrurile.
pur și simplu, într-adevăr, o... e o luptă clară între două persoane, atât psihologică, cât și de calcul și de strategie și de forțe. Da, da. Înțelegi? Deci, practic, nu te identifici cu nicio piesă, totul e... Tu te identifici cu toate. Te identifici cu toate. Da. Okay. De obicei, când vorbim despre, asta spun, alb face nu știu ce, negru face nu știu ce, tu, toate piesele sunt coordonate de tine, poți să te identifici cu una singură, da, știi? Da, da, adică da. Te identifici cu toate, pur și simplu, tot, tot ce e pe toată e creația ta. Nu? Foarte tare, da. Foarte tare. Și cu care îți place să joci, mă rog, alb sau negru? Nu aș avea așa deci preferințe. Deci nu te identifici nici cu culori? Da, bine, sunt care au preferințe și așa. Aveam avut și eu niște preferințe, da. Acum nu mai am preferințe. Păi, dar nu simplu. Evident, absolut toată lumea inițial se identifică cu albă, adică își dorește să fie cu albă, pentru că inițiază jocul. Ah, și inițiază. Da, asta e toată chestia. Deschizi jocul și... Dar te simți puțin un personaj bun, nu? Scuze. A, nu, chestia asta nu cred că o vede nimeni așa, nu? Pozitiv și negativ. Mamă, eu din start am văzut-o. Da. Dar eu sunt fotograf, adică mă interesează genul ăsta de lucru. Da, dar nu, eu personal nu m-am gândit niciodată la asta, nu știu dacă alții se gândesc la asta, sincer. Ar fi de... Da, mă îndoiesc, sincer, că, da. Că oamenii mai văd așa lucrurile, știi? Nu. Iar preferința, da, să joci cu asta, că îți plac anumite piese mai mult decât altele, iarăși. Deci, spre exemplu, Caii și Nebunii au aceeași valoare. E normal să ai preferințe între ei. La rest, nu trebuie să zici că ai preferințe, pentru că au valori diferite și avem valori diferite oricum. Da. Știi? Da. Dar ei fiind de aceeași valoare, da, ok, o să ai preferințe. Ok. Și tu ce preferi? Nebun. Nu are legătură cu felul meu de a fi, pur și simplu. Poate are, dar lasă-mă să încep să înțeleg. Da. Deci, în primul rând, nu am mai zis nebun, mi-a zis nebun. Și nebunul da. Înseamnă altceva. Adică, în opinia mea, nebunul sparge regulile, în general. Păi, este din sistem. Nebun se numește în șah, dar provine de la bufon. Înțelegi? Adică proveniența numelui oare de la bufon. Sau de la consfătuitor. Da. Da, da. Sau exact. Oamenii care încredeau. Nu mai zice nimeni în ziua de azi că bufon, știi? Da. Am mai întâlnit un copil, spre exemplu, care zicea prost. Unde e prost? Trebuie să-i explici copilului că nu e prost, e nebun, de la... Da. Sună deloc bine. Dacă poți să-i explici, asta e întrebarea, știi? Adică... Eu le explic că, bineînțeles, sunt mulți copii care n-au mai avut contact cu șoara când aude nebun, fac ochii mari, știi? Băi, și da. Ești, adică, știi? Nebun nu pare ceva de bine. Da. Și o iau ca pe o joacă, nu mă, că merge pe diagonal, așa, o ia câși, da, da. Știi? Și o dau în glume, că altfel copiii îmi dau impresia că rășinesc, e un nebun. Oh my God! Da. Și gen, cum ai explici copiilor? Adică... Ideea următoarea, e clar că tu înțelegi lumea copilor mult mai bine decât majoritatea, adică tu în realitate nici nu știu cât de mult te-ai deconectat de la lumea asta, poate a fost o trecere la un moment dat de la o etapă la alta, dar gen, cu copiii, ok, nu le explici ca un om mare și încerci să-i faci să înțeleagă cum, când asocieri, ok... Da, o iei din aproape în aproape, adică... În prima fază, evident că îi înveți că e o luptă între două armate și așa... A, deci începe cu două armate. Începe cu două armate, exact, și cu valoarea pieselor, că e important să luăm piese, și după care se introduc alte noțiuni mai abstracte sau... Aha. Cum ar fi matul, știi? Matul vine la final, pentru mici minți. După ce ai învățat, nu, după ce ai învățat să muți toate piesele, știi? Da. Nici nu avea cum să dai înainte. Dar zic eu, noțiuni un pic mai abstractă, că stai că nu mai stai doar să culegi piese. Acum trebuie să te concentrezi, să învingi regele, să-l... E un final, care da, da. Și, da, ăsta vine din aproape în aproape. Nu poți să le dai pe toate deodată. Și la ce vârstă încep copilașii? Cel mai fragent? Noi, de obicei, de exemplu, primim de la 4 ani, că de la 4 ani se dezvoltă partea de logică, în general, la copii. Dar sunt și copii mai precoce care... Sunt și copii care la 4 ani sunt prea mici, ca să zic așa, că au ritmuri diferite. Dar s-a mai apărat și de pe la 3 ani.
mulți, mai mulți așa pe păcăleală, are patru și din lângă din geam acolo, știi? Și după aia aflam că tot făcea patru. Avea trei de mult. Așa și... Și cum s-a descurcat la trei? Sunt unii, în general, cei pe care i-am primit, clar, se descurcau, adică puteau să învețe ca așa, poți să vine și copii de 4 ani, 4 ani jumătate, le zicem să mai stea un pic, să mai copilărească. Da. Un lucru diferit, îți dai seama, știi? Da. Oricând un copil care s-a apucat mai târziu, spre exemplu, că n-a fost pregătit la 4 ani, poate să vină să-l, cum să zic, să-l depășească pe unul care a fost mai precoce și s-a apucat la 3-4 ani, știi? Da. Îți pare un pericol să pui copiii într-un mediu competitiv de la o vârstă prea fragedă? Nu, mi se pare că îi, nu că îi călește, dar în viață trebuie să înveți că nu poate să fie totul perfect, cum îți dorești, știi? Că, așa cum unui copil îi spui nu când își dorește ceva dulce sau nu știu, și e o oră nepotrivită sau așa, da. Exact în fărăcea tot așa e o, da. Înțelegi? Self-restraint, da, da. Cum se spune oamenii, self-restraint, adică te abțin. Da, 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 da. Asta e, nu iese mereu la fel, oricum, în general, noi încercăm să le transmitem copiilor că înfrângerea e o chestie pozitivă, da. Adică că ei au învățat ceva și au devenit mai buni, da. În urma unei înfrângeri, știi? Da. Na, nu e nimic. Și cum accepta asta, adică, dacă... Dacă mai greu să zicem că plâng, da. Să zicem că plâng, e cazul extrem, direct. Plâng și eu le explic ce am învățat în toată partida aia, că uite cu ce ai rămas din chestia asta și că tu ești mai bun și așa și aha, nu știu ce. Aha, aha. Și ușor, ușor îi calmez, adică încep să înțeleagă și să merg mai departe. Sunt practic... cazuri foarte rare de copii care nu poți să-i stăpânești când au o înfrângere din asta, da. Extrem de rare. Da, da. Poate că trebuie să-i lași să plângă puțin. Adică e atât de rău să plângă, într-un final plâng, se calmează și după aia le explici. Da, eu încerc să le explic chiar și când plâng, să-i calmez cât mai repede, nu știu. Dar oricum, ca să înțeleagă că varsă niște lacrimi fără rost, adică că nu au de ce să se... Dacă îi văd că au nevoie să se descarce și sunt așa foarte încărcați emoțional, îi las. În cazul ăla, da, poate are nevoie să se descarce. Da, se mai întâmplă și asta, dar mai... rar. Majoritatea sunt destul de înțelegători, ca să zic așa, cu înfrângerea. Chiar dacă suferă pe moment așa, încep să înțeleagă destul de repede, da, că da, e... Da, da. Da, da. Poate că și asta e o lecție în sine, gen... ok, dacă tu înveți atât de mult din a pierde, știi, practic e o valoare foarte mare pe care o descoperi după ce ai pierdut. De fapt, descoperi... Da. De fapt, descoperi, în primul rând, că tu, pentru că ai greșit, ai șansa să evoluezi. Da? Uh-huh. Și din start, tot ce înveți tu, când înveți un copil să piardă, îl înveți să pună accent nu pe a câștiga, ci pe a evolua. Știi? Da, da, asta facem. Bine, când sunt foarte, foarte mici, nici măcar nu-i arunci în luptă cu ceilalți copii până nu au jucat măcar o partidă pe care să o câștige cu tine. Direct da, cu tine? Da, da, da. Wow. Eu tot timpul le zic, uite, îți dau portiții și dacă ce ești tare. Atent, poți să câștigi. Și de fapt îl cam ghidezi în direcția în care vrei tu ca el să câștige. Învață și ceva din ce îi spui. Super. Mai și câștigă, e încântat că a câștigat și pornește cu un start bun, ca să zic așa. Da. Da. Chestia asta am văzut-o la Gary, Gary, prefer să-i zic Gary, să nu da, mai Gary. Mai... No? Pe Gary, da. Gary, da. Gary Kasparov. Mm-hmm. Deci, omul a câștigat atâta mari de ani, deci 15 ani de victorii consecutive mondiale, da? Deci, wow, da. Și înțeleg că de la un punct a fost pus față în față cu un robot, da? Un AI care se numea, nu contează inițial cum se numea, dar inițial erau de fapt 30 de calculatoare strânse la un loc, care se luptau cu el. Și tot el spunea că asta a fost perioada lui de glorie, știi, când bătea 30 de calculatoare. Da, pentru că în ziua de azi nu mai există un om care să poată să facă chestia asta. Adică calculatoarele au avansat atât de mult încât acum există campionate mondiale între calculatoare. Da, da. Știi? Da, mi se... așa. Ideea totuși că, rămânând de acolo, mi se pare că el și-a investit foarte mult
capacitatea lui de a fi atât de performant în a crește un calculator mare. Mi se pare că felul în care el vorbea de calculatoare, că ele au tot evoluat, știi? Da, adică au fost 30, după aia a rămas unul și după aia s-a schimbat cu altă firmă, cu altă firmă. Uh-huh. Într-un final s-a ajuns la Deep Blue, da? Da, da. Adică, pana mea, de la un punct, pentru că el tot a văzut evoluția, poate că l-a asociat chiar cu un copil, gen... Ok, el n-a făcut-o pentru bani, a făcut-o pentru că credea în proiect în sine și vrea ca inteligența artificială să evolueze. Da. Și, practic, în momentul în care a pierdut primului joc cu un calculator, a zis ceva de genul că, eu nu am tratat calculator ca pe orice alt oponent al meu. Îl lăsăm loc să se înțeleagă că el l-a tratat ca pe o chestie pe care el o creștea și o făcea mare, știi? Problema a fost că a realizat că a pierdut. Și l-am văzut într-un interviu și în momentul în care zice am pierdut, a zis-o ca și cum era pentru prima oară în viața lui când a pierdut. Și înțeleg că el în istoria lui, din start a prins șahul, fără să îi se arate, și după aia l-a învățat maică-sa, dar el, practic, de când a început șahul, până în punctul ăla cu roboții, el doar a câștigat. Cu mici excepții, dar mici, adică... Da, nu... Așa este. De la un punct se învățase cu victoria, ca să zic așa. Da, că... nu știa altceva, efectiv, adică... Da, nu-l degeaba nu ajunsese un cel mai bun din lume, adică, în momentul ăla, adică... Da, dar gândește că asta presupune, nu există, efectiv, niciun om care mă poate întrece pe mine. Îți dai seama ce super ego avea, ce încredere în el. Și gândește-te că el a venit cu genul ăsta de încredere și a investit-o într-un calculator, știi? Da. Adică... Bine, el oarecum era pregătit că o să se ajungă în punctul în care inteligența artificială o să-l învingă, doar că poate nu se aștepta chiar în momentul ăla să fie, știi? Da, cred că a fost adică un șoc. A fost un șoc. Știi că uneori te aștepți la o veste, să zicem, sau la o chestie și totuși te mai surprinde, știi? Da. Pentru că e prima dată când se întâmplă. Da. E ca și cum, cu toate că toată lumea spune, deci că în ziare... scria The Brain's Last Stand, adică, cum traduce asta? Ultima șansă, ultimul joc al creierului, știi? Da, da, da. Adică, toată lumea a anunțat, ok, ăsta o să piardă, știi? No pressure! și el a pornit cu asta la drum. Și înțeleg că înainte de a fi bătut de Deep Blue, el, de fapt, a ieșit la egalitate? Da, da. Da, deci practic el ce zice? Că inteligența artificială a evoluat în mod constant, efectiv. Era de neoprit, era doar așa, era de neoprit, exact. Și în momentul în care a ajuns la egalitate știa, ok, următoarea e înfrângerea, clar. Inevitabil. Da, era inevitabil. Dar nu e așa și cu copiii. Cu copiii e mult mai... La vârste fragede, într-adevăr, au suișuri și coborâșuri, dar... De la un punct încep într-adevăr să crească, să evolueze, până acolo în care, până în punctul în care, nu știu, își aleg dacă merg pe drumul ăsta și evoluează în continuare sau apar multe alte surse de distragere, știi? Da. Sunt foarte mulți care ajung la o vârstă, spre exemplu, ajung în generală și stagnează, pentru că au școală, nu se mai preocupă la fel de mult. Dacă și preocuparea este constantă, adică are o creștere constantă, atunci și progresul este, nu? Da, deci practic zici, băi, uite ce, indiferent de cât de mult talent ai, contează cât de multă atenție pui pe asta și câtă experiență ai. Da, clar, trebuie să ai foarte multă experiență și foarte mult antrenament, adică... Da, și determinare. Da, clar. Da, cred că de-aia este foarte important să încep cu o atitudine încrezătoare, adică cu dreptul, că de-aia ai zis că ai pierdut, că tu practic pierzi în fața copilor. Da. Tu ce faci acolo? Eu te compar acum cu Gary, adică gândește-te că el investește din el, din inteligența lui, în cineva, știi? Îi oferă chestia asta și inclusiv, uite, când a jucat Gary cu Magnus, când a pierdut în fața lui Magnus,
Magnus a ajuns să, deodată a prins o super putere. Da. Prima dată au făcut remiză când copilul avea 12 ani, Magnus. Și după a ajuns la 13. Da. Și când a făcut remiză, atunci a fost cel mai mare șoc, că totuși era un copil de 12 ani și da. O legendă așa. Ok, ok. Treaba asta cu remiza, da. Eu cred că... Ok, deci am văzut finalul ăla de meci, da. Deci era Gary față în față cu copilul și erau și părinții copilului în stânga. Și practic ăla micul a făcut o mișcare și Gary se chinuia, se storcea, nebunea pe acolo, făcea fețe la public. Eu nu mai pot, eu nu știu. Da, 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 adică era aproape teatral. Și copilul se ridica și se plimba pe acolo. M-am plictisit. Da, exact. Mai venea să vadă ce a făcut. Da. Da, și chestii care presupun că l-a ajutat pe copil, știi, să se simtă el șmecher, să se plimbe, să se detașeze. Fază pe care am văzut-o în Queen's Gambit. Da. Păi, în general, când unul se plimbă, unul stă rău pe tavlă. Da. Na, e normal că te simți relaxat și vrei să te plimbi și așa, în momentul în care stai bine. Da, da. Iar celălalt, cu atât mai mult, se consumă să... Da, da. Nu mi s-a părut că... Nu mi s-a părut că Harmon o chema, nu? Da, Beth Harmon. Da, așa. Da. Nu mi s-a părut că Harmon stăpânea atât de bine jocul. Practic, juca cu un rus, nu? Cu un copil rus. Atunci când juca cu copilul, trebuie să-mi aduc aminte, a fost înainte să-l bată pe... Da, era încă la început. Da. Cât de cât avansase și era obișnuită să bată pe toată lumea în stânga și în dreapta. Și a dat de puștiul ăsta. Da. Și puștiul ăsta îi făcea ei față. Da. Și au luat o pauză. După aia când s-au întors, a zis, ok, trebuie să abordez altfel. Uh-huh. Și a decis să se detașeze, să se ducă, să se plimbă puțin. Dar ce vor ei să puncteze acolo e că ea se le lovise, de fapt, de stilul sovietic. Că chiar dacă era un copil, așa, juca cu un rus. În primul rând. Da. Da, și stilul sovietic era cu totul altul, știi? Ce stil mai exact? Da, școala sovietică e cunoscută că este foarte, cum să zic, foarte meticuloasă și ok, sunt ani de muncă și de experiență și e investit foarte mult în asta, pe când ea ce? Ea nu avea atâta experiență. Ea era talent, era, dar nu era atât de mult lucrată. Da. Și ai văzut că la un moment dat se discută despre faptul că sovieticii lucrau în echipă și se antrenau de zor și așa. Da. Pe când ea era... Da. Termina partida, mai bea un vin. Însă după ce a avut experiența și cu copilul, a trecut o vreme și după aia și-a adunat și oamenii lângă ea și a format o echipă. Da. Adică a început din ce în ce mai mult să prindă legături cu lumea, să-și aducă aproape oamenii. Dar ai văzut că nu neapărat a venit de la ea, cât ceilalți au vrut să o susțină. Da. Ca un american să învingă în sfârșit Uniunea Sovietică. Nu știu, mi s-a părut că susținerea a venit și de la ruși. Adică a fost tratată cu atât de mult respect. Da. Exact contrar felului în care erau percepuți, știi? Și era stima aia foarte pusă. Foarte civilizați, foarte ok, se purtaseră și la vremea respectivă... Uniunea Sovietică și cu Statele Unite nu erau în relație. Jesus, dar înțeleg că în lumea șahului stau lucrurile diferite, adică după cât înțeleg... Da, e o lume oarecum aparte, adică te rezum la ce omul ăla ca jucător și atât, nu la de unde este. Și... Bine, asta clar. Da. Însă Gary, înțeleg, ok, maică-sa spunea ceva de genul noroc că a descoperit șahul, pentru că altfel intra în război cu comunismul. Ok? Uh-huh. Și practic ai văzut și tu cum era rusul ăla din The Queen's Gambit, că era cu bodyguards, era evident, și cred că prin asta a trecut și Gary, nu? Da, probabil. Probabil. Da. Și gen... el intra direct în luptă cu sistemul, cu comunismul, dacă nu descoperea șahul. Și gândește-te că oamenii care joacă șah poate chiar au genul ăsta de mentalități. E altceva. Posibil. Altceva. Posibil să fie... Da. Bun.
Unde eram? Ce discutam? Da, ajunsesem la Queen's Gambit ultima dată. Da, da, ok. Băi, da, deci ce-a adus prietenii aproape. Și tu când ai reușit să-ți aduci prietenii aproape? Adică trebuie să te întreb, pentru că basically tu ai fost împotriva lumii. Sau nu că ai fost împotriva lumii, cât că te-ai luptat în a fi acceptată de lume cu această pasiune a ta. Adică când a început? Păi nu, eu n-am fost lăsată să fac așa cum spuneam în copilărie. Da. Mă duceam pe furiș, ce-i drept. Așa. Mama mă credea la joacă și eu mă duceam. La un moment dat n-am mai putut să ascund, pentru că suna antrenorul acasă, venea pe la ușii, făcea așa și... Da. Ajunseseram un pic la un oarecare sistem, nu mă susținea, dar nu mă împiedica să mă duc la antrenamente, doar că manevra puțin lucrurile, adică mă făcea să fac alte lucruri pe care nu le-aș fi făcut în rest, ca să am permisiunea să mă duc la orele de șapte. Da, da, da. Gen, dorm după amiaza, face aia, trebuia să muncești pentru șapte. Da, exact. Ok, o vrei, dar trebuie să lucrezi. Ai temele făcute înainte, aia, de unde eu eram un copil destul de rebel și de izbeliște, așa, cu ziua pe afară, știi? Da. M-a lăsat așa un pic la un moment dat, după care, mă rog, e o poveste un pic mai lungă și nu vreau să intru. Hai să nu intrăm în ea. Vreau doar să te întreb, când ai început efectiv să ai de face cu lumea, în sensul în care să-ți faci prieteni printre... Păi asta s-a întâmplat mai târziu, așa, nu știu, în copilărie, da, am făcut o oarecare gașcă, să zicem așa, de pe la așa și astea, dar nu mai făceam, fără susținere nu poți să faci act de performanță, adică fără să mergi la turnee, fără să fii lăsat să mergi la turnee, doar să te antrenezi sau doar să... Na, în fine. Stai puțin, deci de susținere ai nevoie în toate domeniile vieții. Da, adică inclusiv interviul ăsta e făcut pentru că Mihai aici e cu mine și m-a ajutat. Că altfel eu nu reușeam. Okay. Da. Deci e foarte important să învățăm că avem nevoie de susținere și să ne lăsăm ajutați. Adică... Da, nu. Să zicem că copilul a trecut cum a trecut, fără foarte mare, cum să zic, succes din punctul ăsta de vedere, că n-a fost suntul la un moment dat, chiar m-a convins mama să mă las de șah. Adică a reușit să facă treaba asta. Ok, da. A fost o luptă. S-a întâmplat ceva la un moment dat, așa, o dezamăgire de-a mea și m-a convins să mă las. Da. M-am reapucat în 2009. Okay. Așa, și atunci am cunoscut oamenii. Care a fost pauza? Cât a durat? Câți ani? Păi 7 ani până în 2009 n-am atins o tablă de șah, niciun joc nu am jucat, nici măcar pe net, nimic, adică n-am vrut să mai aud de șah. Așa, dar... Și cum a reapărut în viața ta? A murit tatăl meu în 2008 la finalul anului și mi-am adus eu aminte că el și-ar fi dorit să facă anumite chestii în viață și nu le-a făcut. Așa. Și atunci am zis, băi, eu nu o să fac asta, nu vreau să am regrete și m-am reapucat de șah. Da. O lecție. Da. A fost așa o chestie din asta, o revelație pe care am avut eu în momentul ăla, că băi, trebuie să fac în viață ce îmi doresc, știi? Super. Și da. Și așa, și apropo de comunitate, că spuneai că, mă rog, Beth Harmon și-a format un cerc. Antrenorii de la școală de șah sunt, de fapt, cercul meu de șahiști. Când m-am apucat eu de șah, primii pe care i-am cunoscut, cu care am intrat în contact și cu care am legat o prietenie. Cât sunt? Patru. Patru prieteni vechi. Da. Din 2009. Da. Și ceilalți au venit de-a lungul anilor? De-a lungul anilor și alții, da. Cei care se ocupă de performanță și sunt așa, antrenorii cei mai vechi în club, ca să zic. Da. Sunt bine, prietenii. Bine, dar acum înțeleg. Adică, sincer, când spuneai că ok, îmi las oamenii, am profesori, se duc și la copii, nu sunt doar eu. Mereu m-am întrebat cum de ai atâta relaxare în toată treaba și cum de ai atâta încredere, dar în realitate, frate, cunoști. Sunt oameni pe care îi cunosc, da, foarte bine și care
cu care am evoluat împreună, știi? Noi, da, de exemplu, când am început clubul și așa, și până în momentul de față ne share-uim toate informațiile, tot, chiar modul de a preda șahul copiilor. Aha. Și orice învățăm nou așa despre copii sau despre un anumit stil de abordare a unor, da, momente ale jocului sau ceva, le împărtășim și de-aia evoluat împreună. După cât înțeleg, șahul e doar în continuă evoluție, adică... Da, nu e vorba doar de șah în sine, adică de elemente care, da, țin de șah, da, mai mult de noțiuni psihologice, da, de inclusiv denumiri, nu știu, din, da, astea care prind la copii sau care, okay, sunt tot felul de... Practic, da, voi faceți brainstorming despre cum să predați sau cum să învățați copiii mai bine. Asta făceam oarecum la început de tot. La început de tot. Nu vorbesc ca o conferință. Da, zică... da, acest tip de brainstorming, ca să zic așa, ne gândeam cum să facem anumite lucruri la început, dar acum, pur și simplu, fiecare când descoperă ceva nou, așa, vine și transmite echipei. Uite, asta o fac așa sau folosesc denumirea asta la nu știu ce, că prinde la copii sau, uite, putem să-i, nu știu, inclusiv în chestii de recompense pentru copii. Da, da. Ce, știi? Și toate chestiile astea ne ajută foarte mult. Super tare. Da. Card? Și ce înseamnă asta? Pauză. Da. Perfect. Okay. Pauză. Da. Bun, acum că ne-am întors din pauză, să continuăm, zic, a? Da, sigur. Bun. Ok. Și când copiii încep să intre în confruntare, știi? Și sunt la modul, învață ce înseamnă șahul. Și apoi învață ce înseamnă șahmat. Ce reprezintă pentru ei punctul ăsta în care ești față în față cu un alt copil și l-ai pus pe ăla, tu practic ce faci? Îl fugărești pe tablă până când ăla știe că ok, nu mai am încotro, nu? Ceva de genul, poți să spui și așa. Da, tu cum mai spune? Da, e o luptă, nu tot timpul există cineva care fugărește pe cineva. Așa. Adică uneori lupta e foarte strânsă, acum depinde de nivelul la care se joacă. Ok, hai să vorbim de cei mai mari și cei mai tari. A, depinde. Sunt toate tipurile. Sunt multe, da, exact. Sunt și stiluri de joc diferite. Sunt, na, care te duc în... Mamă, deci chestia diferite. Asta cu stilul trebuie să mi-o explici. Înțeleg că există stilul agresiv, stilul în care îți place să vezi frica în ochii celuilalt. Dar ce alte stiluri există? Păi, e vorba de stilul ăsta, e determinat de felul în care îți așezi piesele pe tablă. Așa. Poți să le așezi într-un fel în care să ai spațiu foarte mare de joc și să ataci și să dezvolți foarte rapid un atac. Uh-huh. Sau poți să fii genul în care îți place să te așezi mai solid, așa, adică mai... cum să zic, piesele tale să fie mai ca o fortăreață înainte de orice, adică nu lansezi așa direct un atac. Super tare. Întâi, ca să zic așa, îl macini ușor pe adversar, știi? Da, îi mai arunci cât o săgeată. Vii peste el un pic ușor, știi? Nu deodată. Da. Și mai sunt și cei care se apără mai mult, adică sunt mai mult pe fortăreață pur și simplu și nu lansează neapărat un atac de acolo, pur și simplu. Da, okay, okay. Poate îl lasă pe adversar să se bată singur. Chiar asta m-a auzit-o ca și cum celălalt simte că încearcă atât de multe acțiuni încât de la un punct rămâne fără șansa, practic el încearcă în toate felurile să te cucerească, tu te ții tare, nu te lași, într-un final accedează psihic sau ceva, adică într-un final nu mai are de ales. Da, se întâmplă și chestia asta în anumite situații, dar depinde că atacul ăsta așa făcut nechipzuit, ca să zic, așa, nu mereu e bun, pentru că depinde cu cine să joci, la ce nivel joci, pentru că vezi tu, e ca la fotbal, te duci la poartă, dar dacă n-ai pe nimeni să te apere în poarta ta, na, e un risc mare. E un risc, știi? Na, te duci cu toții, știi? Da. Depinde foarte mult de nivelul jocului. Ok. Da. Și...
Ok, în momentul în care se ajunge la punctul ăla limită, știi, în care știi că următoarele decizii vor fi deciziile decisive. Uneori se simte, nu, momentul? Da, da, se simte de multe ori, da. Da, da. Da. Atunci începe emoțiile, nu? Adică e... De obicei emoțiile încep odată cu jocul. Da, da, și în momentul în care eu simt că lucrurile se întâmplă și... poate că urmează să pierd, nu apare frica? Fiecare mutare în șah este grea, este decisivă, ca să zic, de cele mai multe ori. Da. Pentru că, na, faci o greșeală, gata, s-a dus tot, știi? Da, da. Dar, într-adevăr, sunt și situații în care e clar că ai o decizie foarte grea de luat, că ești, să zicem, nu știu, poți să pierzi dacă da. Nu. Și atunci, sau poți să câștigi, că unele sunt mutări care ori sunt câștigătoare, ori da. Nu, știi. Păi și stai puțin, da. Atunci nu apare emoțiile, adică nu te trec fiorii, nu... Emoțiile le ai nu. Cam pe tot parcursul. Mai devreme... Poate intervine o formă de stres în momentul ăla, mai accentuat, da, așa, știi, da. Adică din emoțiile alea pe care le ai oricum, nu știu, te stresezi ceva mai tare la mutare, consumi mai mult timp de gândire. Asta cu consumatul timpului de gândire mi s-a părut super interesant, că uite, tipul ăsta Magnus a zis că, păi, trebuie să înveți să-ți urmezi intuiția când faci o mișcare, știi? Că altfel poți să pierzi foarte mult timp încercând să analizezi toate ipostazele ca într-un final să alegi pe cea decisivă. Da. Și da. Cum e treaba asta? Adică, nu poate poți să joci doar intuitiv, dar sunt situații în care mergi și pe intuiție, știi? Și, na, când, într-adevăr, ai timp foarte puțin, să zicem, ești într-un final, da. Și așa, clar, mergi pe intuiție, că nu mai pierzi la timp altfel. Adică, da. Și la fel și cu șahul ăla rapid, la blitz, la nu? Blitz, da, sau la asta, iei o decizie, sau când ești în criză de timp, iei o decizie intuitivă și gata, adică nu mai... Stai puțin, din câte zice Magnus, e ceva de genul, băi, eu am o intuiție, din start știu care e intuiția și după aia pot să stau jumate de oră și să încerc absolut toate celelalte cazuri ca să verific dacă intuiția mea se potrivește cu calculul din târg. Da. Chestii care m-au șocat. Pentru că unele mutări sunt aparent bune și le simți că sunt bune, dar poate să scape ceva. Da. Și atunci ai nevoie de calcul. Dar, în general, intuiția, ca procent, ai putea să spui pe unde se clasează? Adică, prima ta intuiție cu care ai vrea să mergi e... Asta ține tot de la jucător la jucător, e diferită treaba asta, pentru că sunt unii jucători intuitivi și alții nu, alții cărora le lipsește partea asta intuitivă. Nu trebuie să și-o caute, și care... pare destul de mișto, adică eu aș vrea să o... Ba da, dar o ai într-o măsură mai mare sau mai mică. Deci de la jucător la jucător treaba asta. Nu toată lumea este la fel de intuitiv, știi? Cu siguranță, da. Se și dezvoltă, pentru că în șah sunt foarte multe pattern-uri, sunt foarte multe situații pe care le reîntâlnești de foarte multe ori. Și cumva intuiția zice că, da, ai mai jucat, e ceva aproximativ cunoscut, așa, știi? Și atunci, na... Da. Bine, n-ai de unde să știi de unde se trage intuiția. Și nu știi exact, să zici, domne, da, exact poziția asta am întâlnit-o, dar o simți că e ceva familiar, ca să zic așa. Crezi că intuiția se are legătură, se conectează cu încrederea în sine? Da, e posibil. Adică să zicem că eu nu am foarte multă încredere în mine. Și în momentul în care am o intuiție, mă gândesc, ok, nu pot să mă ascult, nu pot să ascult primul instinct, pentru că e clar că eu trebuie să verific. Da, trebuie să ai încredere în tine ca să-ți asculti, evident. Intuiția. Și dacă la Magnus intuiția a apărut atât de... Adică intuiția pare să fie super importantă, adică el zice că în general intuiția îi spune corect, doar că el doar verifică după, știi, da, majoritatea. Păi da, el, când ești la un nivel foarte sus, deja cunoști foarte bine jocul.
Da. Nu-ți mai scapă chestii cu așa mare ușurință cum, nu știu, le scapă la copii sau ăstea, știi? Mm-hmm. Și atunci, mm-hmm, oarecum tu simți ce ai de făcut. Da, dar ai și încredere în spate. Ai și încredere, ai experiența atâta, îți dai seama, știi? Da, da, da. Și e normal să o simți. Da. Intuiția asta se și dezvoltă datorită experienței, evident. Da, da. Dar poți să o ai și dinainte. Unii, na, uite, exemplu, la copii, unii joacă doar intuitiv. Adică unii n-au nicio treabă cu calmul. Nu sunt majoritatea, da, că eu, da, așa mă așteptam. La copil parcă mai ușor asculți instinctiv, da, da, decât așa rațional. Așa se întâmplă, doar că, na, tocmai de asta ți-asumi niște riscuri și nu mereu iese ce-ți dorești tu, știi? Păi adică... oricum din riscuri și din greșeli înveți, deci da, sunt, da, absolut necesare, da, nu? Da, așa este, da. Bine, copiii trebuie învățați nu să-și asculte intuiția, ci, adică să-și o asculte, dar să se și verifice, da, știi? Da, da. Pentru că, na... Chestie care e absolut, da, corectă. E absolut corectă. E absolut corectă, da, 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 da. Trebuie să vadă în ce parametri, da, se mișcă. Da, că îi vezi, de exemplu, pe copii că sunt două fenomene, știi, care se întâmplă la copii. Unul, cei care își ascultă instant intuiția și mută foarte sigur pe ei, după aia vezi că își dau o palmă peste cap, da, da, că, da, au comis-o, își dau seama înainte adversarului că au greșit, că ei se verifică după ce au mutat, da, nu, da, înainte, da, să mute. Și mai sunt aia pe care îi vezi cu mâna pe sus că vor să mute și simt că aia e mutarea, dar le e frică și nu o fac. Stau cu mâna așa și după aia mută ceva mai în siguranță. În siguranță? Să nu... Aha! Știi? Aha! Deci, practic, decizia finală depinde și de cât tu pe o ai. Da, adică depinde. Trebuie să ai niște... Da, sunt momente în partide în care trebuie să ai curaj. Că, da, 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 da. Dacă n-ai curaj, asta e, nu atunci, că uneori sunt mutări riscante. Da, știi? Da, da. Ca oricum în viață, adică, da, da, da. Mie, sincer, să fiu, cel mai greu mi se pare să bat pe cineva, știi? Dacă stau să mă gândesc conceptual vorbind la chestia asta, să zicem că pot să fiu ok, dar practic vorbind, mă întreb, uite, de exemplu, Bobby Fischer, da? Da. Omul ăsta spunea că are o plăcere din a înfrânge pe cineva, știi? Da. Și stai puțin, că el pare să fie cumva jucătorul cel mai negativ apreciat în general, chiar dacă el a fost câștigător, da? Adică presa l-a criticat destul de mult. Era un tip mai ciudățel. O, de departe, adică el s-a auto-intitulat cel mai bun la un moment dat. Serios? Adică înainte să câștige, el s-a auto-intitulat cel mai a bun jucător din lume. Nu? Da. Era un pic... Bine, da. El nu e neapărat ciudățel. Omul a avut o istorie foarte grea. A avut o istorie foarte grea, într-adevăr, dar la un moment dat o luase și un pic. Da, da, da. Așa. Păi, a avut un soi de paranoia așa la un moment dat, știi? Da, da. A avut niște... Mama lui a avut paranoia, da, de asemenea. Păi... De la... sunt un pic genetice unele chestii, da, se transmit. Da. Și felul în care crește. Înțeleg că în momentul în care s-a născut nu avea o casă, adică locuiau, da, oareși cum pe străzi. De săraci, da, da. Da, da, da. Și el a descoperit șahul cumva de unul singur, tot la fel. Nu s-a băgat într-un club direct, a căutat, da, lumea, da, asta. Bine, la vremea respectivă mulți descopereau total întâmplător, știi, șahul. Da, adică, da, copiii nu erau ca acum controlați întru totul de părinți și... Și de mass media. Știi, și de tot, da, exact. Adică acum nu mai ai curajul să-ți lași copilul pe stradă neînsoțit și evident dacă ajunge undeva, ajunge că l-ai dus tu, da, știi? Da, 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 da. Pe vremuri nu, mulți total întâmplători. Sunt mulți arți, da, campioni ai lumii care au descoperit șahul total. Uite, spre exemplu, Tal, bine, nu atunci l-a descoperit, dar ca idee, era un tip în care făcea curățenie într-un club de șah. Serios? Și a ajuns campion. Oh my god! Adică, și el învăța, el făcea curățenie în club și urmărea lecțiile ce se preda. Fura! În club. Da, și fura efectiv meserie, știi? Deci, super tare! Na. Super tare! Mai auzit multe povești cu oameni care făceau curat în diverse săli la, da, Harvard, știi, cu, da, făceau, exact, curat, da, da, da. Și învățau și aveau învăța noțiuni maxim, ca, da, și cum, da, era o oportunitate. Da, 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 da. Zilnic, mondial, joacă 105 milioane. Deci, mi se pare așa, 105 milioane de oameni joacă șah în întreaga lume. Da. Chestia asta e o pasiune foarte mare, adică nu mă așteptam la genul ăsta de cifre, știi? E... Da.
Și zic că acum de când a apărut pe Netflix The Queen's Gambit, zic că sunt 100.000 de sign-ups. Da. Se înscriu pe zi. Și am înțeles că s-au vândut cu ceva de gen 170% mai multe seturi de șah în ultimele săptămâni decât înainte. Deci, o cifră din asta. Deci, e printre cele mai căutate cuvinte pe Google, da, știi? Da. Păi da. Și la tine înțeleg că a fost de asemenea un val. Foarte mulți au fost interesați de cursurile de șah, mai ales pentru copii, perioada asta, excelent, după film. Excelent. Da, adică mult mai mult decât... Dar și oameni mari, ia? Și oameni mari, sigur. Da. Super tare, mi se pare greu să începi o pasiune nouă de la o vârstă, știi? Nu e neapărat o pasiune nouă. Mulți probabil și-au dat seama că, bă, uite, mi-a plăcut de fapt dintotdeauna și sunt interesat să, știi? Da. Adică le-a adus aminte de ce le e drag șahul sau, da, știi? Da, da. Filmul ai văzut că este așa foarte călduros, ca să zic așa, și fiind și ancorat în trecut, ca să zic așa, da, știi? Îți trezește amintiri, te face, da, să fii nostalgic și clar, să, clar, știi? Clar. Așa că, na, sunt foarte mulți care și-au adus aminte de treaba asta, că și noi am dezvoltat un curs pentru adulți și majoritatea au zis chestia asta. Băi, deci mi-am adus aminte că mi-a plăcut șahul sau că am făcut când eram mic. Da, sau că, da, știi? Da. Și s-au înscris acum că na. Super. Și au dat seama că e o activitate mișto. Mie mi se pare mișto că serialul s-a terminat mișto. Adică e wow. Adică... În general, deja de la filme mă aștept să nu fie așa un final care să-mi placă, adică... Dar ce ți-a plăcut? Că sunt foarte curioasă. Uite, în primul rând, am o întrebare. Da. Ok, deci ai văzut că Harmon tot lua pastilele alea. Da, da, da. Și, practic, alea erau ca o cârjă, știi? Că toți avem cârje în viața noastră, adică fumat, băut, uitat la Netflix. Da. Parcă avem nevoie de cârje ca să ne susținem în viață, știi? Uh-huh. Și, în principiu, când ea renunță la pastile, realizezi în momentul ăla că ea se lasă să fie ea și are atâta încredere în ea, încât ea chiar crede că va reuși fără. Da. Are un moment de dubiu la un moment dat, da. Faptul că și reușește fără să-l depășească. Oh my god, știi, da. Chestia aia e, cred că serialul în sine aduce un boost de încredere, știi? Mm-hmm. Adică, și cred că de aia sunt foarte mulți care vor șahul, pentru că au descoperit, bă, cât de mișto e să învingi. Vreau așa, da, să înving, ia să vedem, da, cum se face asta, mm-hmm, știi? Și șahul în sine, înțeleg că îți dă o putere mentală, efectiv, să reziști la stres, să reziști la greșeli, să reziști, da, până când învingi, știi? Da. Da, e foarte mișto. E șansa ta de a învăța ce e viața, într-un fel, nu? Adică nu vreau să sune așa, uau, ce e viața, știi? Nu, da. Dar e pe bune. E pe bune, da. Da. E ca o... Sunt, adică, și foarte multe aspecte ale jocului de șah se regăsesc în viață, știi? Da. 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 Și mai ales când te gândești la copii, învață să ia primele decizii, știi? Mm-hmm. Adică, uite, de exemplu, vin copii care, ok, le dau mama și cu tata, da, lingurița să mănânce, și știi? Direct șah, în guriță, adică... știi? Și învață șah. Da. Și sunt decizii unde nu e mama, nu e tata, nu e nimeni să te ajute. Da. Tu singur trebuie să te descurci. Da, te descurci, știi? Uite, aici mi se pare interesant rolul vostru ca profesori. Adică, de la un punct îi susții, îi ajuți, dar trebuie să îi lași. Da, da, pe ușor, ușor îi desprinzi, știi? Adică, la început, ți-am zis, înveți în multe piesele, evident că îi ghidezi ce să facă și nu, da, știu ce. La un moment dat, ei se învață cu ajutorul și întreabă, dar aici ce să fac? Și zic, nu, întâi iei tu decizia, da, și după aia zic dacă a fost bine sau nu. Da. Știi? Și învățăm, nu e problemă, adică, știi? Și, da, așa... Mie aici mi se pare mișto că trebuie să lași o libertate și să pice,
știi? Să-l lași unde știi că o să greșească, știi ce o să se întâmple și trebuie să-l lași, să vadă cum e. Evident. Eu, de exemplu, când se duc, nu știu, elevii mei la campionate, nu-mi doresc să aibă victorii ușoare, știi? Adică prefer, bine, dacă nu este un campionat extraordinar de important unde știi că merită să câștige, că muncim mult și ca așa, în general la concursuri eu, mi sunt foarte ok înfrângerile. Nu ales dacă vin în urma unor partide jucate serios, adică nu că a pierdut dintr-o prostioară din asta, că nu știu, n-a văzut, i-a luat o piesă, știi? Adică cele muncite și din care învață sunt cele mai constructive, ca să zic așa. Aha. Și față de o victorie ușoară unde gata, i-a dat adversarul piese și n-a avut nimic de învățat din asta, știi? Da. Și ai scris pe site acolo, mai spunea, sau nu mai știu dacă ai postat un articol, spunea ceva de genul, măi, deci când câștigă copilul ăla, nu diminua din efortul lui, din contră, scoate-l în față. Adică copilul ăla chiar s-a muncit, nu-i spune, hai că ai avut noroc, nu spune chestii care să îl fac mai mic. Nu, chiar a fost o luptă pe bune, știi? Și scoate în evidență puterea asta pe care a avut-o ca să reușească, știi? Trebuie încurajat. Eu la fel de tare îl încurajez și când câștigă și când pierde. Adică... Și când câștig și când pierd? Da, trebuie încurajat pentru că nu s-a terminat. De cele mai multe ori nu s-a terminat turneul după o victorie. Da. Știi? Da. Adică... Crezi că dacă un copil începe și câștigă prea rapid, să zicem că are o vârstă destul de mică și deja e învingător... Crezi că poate fi o problemă când un copil ajunge instant în vârf? Nu, pentru că în șah există provocări la tot pasul, în sensul că ok, este foarte bun la categoria lui de vârstă, nu e nicio problemă, îl bag la o categorie superioară de vârstă. Adică chiar dacă el este mic, joacă-l turnee mai puternice. Spre exemplu, sunt turnee, unele cu o limită de rating, știi? Și am un copil, de exemplu, de 5 ani care joacă la... turneele mari, ca să zic așa, pentru copii mai mari și avansați, știi? Tare, pentru că ar bate tot, să zicem, la o vârstă fragedă și n-ar avea nimic de câștigat din asta. Știi? Ok. Că victoriile ușoare nu le aduc într-adevăr lucruri pozitive, decât în anumite momente când au nevoie să le crească încrederea în sine. Dar la un moment dat, știi cum e, să nu fie prea exagerat de încrezători în ei, știi? Și fără să dea de partide reale, mai grele și să... Ok. Adică să creadă că doar la aia se rezumă șahul, că gata, ei sunt cei mai buni și nu există mai... Păi, Gary a fost unul dintre oamenii care a câștigat din prima și super tânăr și pare să fi continuat mult și bine. Din prima, adică a fost cu foarte multă muncă. Nu există din prima, știi? Da, ok. Adică Gheri a avut foarte multă muncă ca orice alt șahist de performanță, știi? Că, uite, spre exemplu, în momentul de față există așa niște dispute între șahiști, de fapt dispute, e mult spus dispute, niște discuții din astea legate de filmul ăsta de Queen's Gambit, pentru că între șahiști, mă refer și oamenii de rând care adoră filmul și așa, pentru că în film, ok, nu se vede munca, se vede doar talentul și atât, știi? Și în șah nu există doar așa un talent extraordinar care bate tot, știi? E nevoie de foarte multă muncă, foarte multe antrenamente, știi? Da. Asta zic, nici Ghirna a câștigat așa din prima. A câștigat din prima, dar cu... Da. Susținut foarte mult efort, știi? Nu vreau să zic din prima, scuze. Da. Vreau să zic că a câștigat de foarte tânăr. De și foarte tânăr. La fel și mamă, da. Știi? Da. Și... da. Chestii care, îmi amintesc că și în The Queen's Gambit se punea, ea ridica, cred că, pretenția copilului, știi, rus, cu care juca atunci și i-a zis, dar ce te faci dacă câștigi din prima, știi? Și mi-am dat seama că asta poate fi o problemă considerată de mulți, gen, oare dacă ajungi prea sus în vârf... Știi care mai e provocarea după aia? Provocarea este menții, pentru că tu ai ajuns acolo și ești cel mai bun. Da, talente apar tot timpul și oameni care vin să te detroneze, ca să zic așa. De exemplu, acum, evident, provocarea lui Magnus este să-și mențină cât mai mult timp statutul, știi? Și face asta cu succes momentan. Face cu succes, da. Bine,
nu știi cât o să-l țin. Apropo, astăzi a făcut 30 de ani Magnus Carlsen. Serios? Da, azi e ziua lui. Wow! Mamă, deci am ales azi într-un fel. Și, da. Și nu mai vorbesc că a început cu ninsoare dimineața. Da, da. A mâine e 1 decembrie. Adică câte chestii se mai pot alinea ca să fie azi, știi? Da, exact. Câte chestii mișto, da. Deci, ți-am zis, pare așa că nu mai este nimic de cucerit după ce ajungi cel mai bun, dar există, pentru că trebuie să te menții acolo și nu e ușor. Vin în permanență talente care vor să te depășească și mai o chestie. Tu nu poți să te menții pentru totdeauna, pentru că și creierul, știi, ajunge la un apogeu și apoi dă înapoi puterea de concentrare și toate astea. Adică, de ce crezi că Gheri, de exemplu, nu mai joacă șah acum sau am o teorie, campion, am o teorie de top? Păi nu, ei se retrag la momentul în care își dau seama că nu mai au forța pe care o aveau. Se retrag în glorie de cele mai multe ori. Adică... Asta nu mi se pare corect. Hai să zic de ce. Nu, serios. Treaba cu retras în glorie pare să fie o treabă egoistă într-un fel. Este, evident. De ce? Pentru că, ok, îl lași și pe alții să bată, dar pentru că ei învață să te bată pe tine, înseamnă că evoluează super mult, știi? Da, dar ei, oarecum, e și o chestie de conștientizare, adică conștientizezi că gata, adică tu chiar dacă n-ai pierdut pe tablă, tu ai zis gata, adică oamenii își dau seama că tu ai zis gata pentru că atâta ai putut tu să fii cel mai bun, știi? Bine, nu s-a retras nimeni în glorie cu adevărat, adică să fie, s-au retras câțiva, dar nu toată lumea se retrage în glorie, dar uite, de exemplu, Gheri a pierdut la Anand, da, când... Na, titlul ultimată. Nu s-a retras ca și campion mondial, știi? Da. Dar s-a retras după aia din șah, deși putea să mai joace șah mult și bine, putea să joace și acum în turnee, să fie ultra competitiv, adică să fie de jucător de top, știi? Mm-hmm. Dar nu mai vrei să faci. Stai puțin, deci, când a pierdut el titlul? A pierdut cu mult timp după ce a pierdut în fața robotului? Aiului? Nu mai știu să zic ca și ani, dar la câțiva ani distanță, adică nu e... Am impresia că înfrângerea aia a durat și na. Nu neapărat, e un moment în viață pur și simplu în care, știi... Simți că e cazul. Da, exact. Da. Adică nu simți, dar în general, după 35 de ani, să zicem... Da. Oamenii încep să se cam retragă din asta, ca și din fotbal, știi? Dar nu s-a retras cu adevărat, el a rămas, dar cred, nu? Nu se retragă cu totul, adică să... Da, știu ce ești. Înțelegi ce vreau să zic, da? El e în continuare acolo și creează minți, formează oameni. Da, formează minți, promovează șahul, are tot felul de proiecte de dezvoltare ale șahului, știi? Dar mă refer că se retrage ca jucător de top, știi? De competitiv. Voi, crezi că The Queen's Gambit ar fi avut același impact dacă nu era coronavirus? Adică... Ce întrebare este, că e interesantă întrebare, să nu mi-am pus nicio clipă problema asta. Te rog, pune-te. Te referi la faptul că oamenii stau mai mult în casă și stau mai mult pe Netflix? Da. Posibil. Cred că e important și momentul în care se difuzează un film de genul ăsta, că uite... Vara, când toată lumea e plecată în concedii și chestii de genul ăsta... L-au ales bine postat. Chiar și cu pandemie. Nu știu dacă are așa de mare succes. Dar... E numărul 1 pe Netflix sau ceva. Sau... Da. Așa. Și mă gândesc că e un număr foarte larg de oameni care s-au uitat. Adică eu la oricine, cu oricine vorbesc de serial, toată lumea l-a văzut. Adică e un fenomen în sine. Și este. Mi se pare foarte interesant că toată lumea gândește la fel în perioada asta. De ce? Pentru că când te uiți la niște experiențe, când ai aceeași experiență de viață ca a unui om, te gândești la Harmon, de ce a făcut aia, știi? Adică, practic, treci prin mintea ei. Și pentru că suntem toți care trecem prin mintea ei și încercăm să o simțim, să o înțelegem, să ne punem în picioarele ei, toți, adică fenomenul ăsta global ne reprezintă pe toți. Adică toți am trecut prin tranzitul ei de viață într-un fel, știi? Da, îți face un background foarte... Adică ți-e prezentat întâi un background foarte mișto, așa, foarte concret al ei și te ajută să o cunoști, cum evoluează și cum... Da. Da, etapele alea când... Îmi place foarte mult când era ea așa total nefeminină
Și își descoperea feminitatea, da, știi? Da, și da, da. Toți erau șahă, ce e aia? Adică, da. Și ce treabă au fetele cu șahă? Da, exact. La noi, cum e treaba asta cu fetele în șah? Cum este tratată? Da, tot un pic în stilul ăsta, că ce caută fetele la șah, în sensul că într-adevăr sunt foarte puține fete și fiind foarte puține fete, evident că nici nu au avut șansa să fie foarte bune. Știi cum e? Ai o bază mare de selecție, da. Scoți da. Mai mulți jucători buni. Ai o bază mai mică de selecție pentru că mai puține fete sunt băgate în șac. Dar în primul rând din cauza concepției astea, că na, pentru fete dansul, balet, alte chestii da. Și partea reală, matematică, toate astea în general sunt asociate cu partea masculină. Da. Știi da. Cum... Când sunt ingineri, mai mulți bărbați decât femei da, sau, da, știi? Da. Mie mi se pare că nu e greșit asumat faptul că e o treabă cumva masculină rațiunea și inteligența și că e o treabă feminină arta, știi? Să te arăți, să te dezvolui, să fii vulnerabil. E o treabă de feminitate, știi? Și nu zic că e o greșeală. În schimb, eu zic că e o greșeală dacă stai să te gândești că un om este feminin sau masculin. Că un om e ambele. Adică poate fi și într-oare și. În care măsură, da. E. Da, da. Și cum fata asta, Harmanda, ca femeie, reușește să câștige. Așa cum există femei câștigătoare mondial. Una dintre ele l-a bătut pe Kasparov, da? Adică... Suntem în sala. Poftim? Ai observat că sala asta e numită după Polgar. Serios? E Polgar. Am văzut numele, n-am făcut asocierea. Da. Deci girl power. Da, adică na, și cu rozul ăsta pe aici. Și toate trofeele, îmi place mult. Deci a ales-o special. Bărbat, femeie. Băi, un loc de cinste, sper tare. Da. Bun. Și spui că la noi încă e o problemă treaba asta, dar se schimbă ușor. Da, să sperăm, nu știu, pot să zic că am constatat că în ultimii ani sunt ceva mai multe fetițe așa decât, bine, până în pandemie, până în pandemie. De atunci s-au schimbat lucrurile. Da, adică au mai apărut fetițe, au apărut din ce în ce mai multe fetițe, știi, în șah, față de cum erau înainte. Adică un club avea un număr foarte limitat de fetițe. Acum, într-adevăr, apar tot mai multe, dar în general fac o încercare, na. E ca încă o altă pepinieră, știi? Nu toate rămân în șah sau nu toate vor să facă performanță. Da, sigur, da, așa e la așa, toți, pentru nu? Dezvoltarea lor, da. Da. Și... Na. Bun. Sinceră să fiu... Treaba asta cu COVID-ul ne-a dat tuturor așa o provocare, știi? E un soi de luptă, nu se pare, adică gen, da. E o luptă mai degrabă psihologică cu noi înșine și gen, mi se pare că tot dai înapoi și lași teritoriul coronavirusului și îți ia și șansa de a mai merge acolo și acolo și acolo, știi? Însă, de la un punct, pentru că ne obișnuim cu a tot ceda din teritoriu, mi se pare că nu mai știm să susținem o luptă. De exemplu, frica în sine, înțeleg că ar fi una dintre cele mai mari probleme la șah în sine. Adică... Da. Frica de eșec. Frica și de eșec. Băi, am un citat pentru tine. Ok. Pe care l-am amânat cât de mult am putut, dar dacă vrea să iasă acum, o să-l zic. În principiu, Kasparov a vorbit despre frică într-o formă care m-a șocat și când am văzut interviul în sine, mi-a explodat mintea, efectiv. Adică nu venea să cred cât de mult curaj poate avea și în ce situație, despre ce situație vorbea. Și ok, el vine din comunism, da? Uh-huh. Și e dialogul între el și intervievator și spune, vorbește despre Putin. Ok. Și în principiu el a fost mereu cumva împotriva lui, da? Uh-huh. El chiar spune și crede asta, că Putin este în spatele alegerilor lui Trump în America.
Acum el își asumă ce spune, eu nu mi-asum ce spune el, că eu nu știu. Da. Dar uite ce știe el, el știe sau în ce are încredere. Ok, e pe bune faptul că Putin a influențat foarte mult alegerile din America. E pe bune faptul că Rusia a fost în spatele mișcării Brexit. Uh-huh. Adică eu spun, ok, Putin are super multă putere, știi? Uh-huh. Adică cu toate că nu știi și nu vezi foarte clar, în spatele tuturor mișcărilor ăstora de alegeri și ce se întâmplă la nivel global, Putin împinge foarte mulți pion pe acolo și, și spune ceva de genul: toți știm cum se termină dictaturile. Putin moare. Vestea proastă e că nu știm cât de mult va dura până moare Putin. Vestea bună e că nici Putin nu știe asta. Deci, basically, ce spune? Putin are o frică. Că se va sfârși dictatura lui. Asta e cert. Că e inevitabil. Deci, singurul lucru cert în viață e că sigur există moarte. Nu, citatul era altfel, da. Era ceva de genul: nu ai nicio certitudine în viață decât faptul că se termină într-un final, știi? Da. Ok. Și asta știm sigur. Hai să nu fim dramatici, știi? Știm sigur că se va întâmpla. Dar de ce a spus asta, știi? Și mi se pare că ce a vrut să scoate în evidență e că, ok, Putin pare invincibil, dar până și lui e frică de moarte. Evident. Și faptul că îi e frică îl umanizează. Da! Și ce înseamnă asta? Păi dacă mie mi-e frică de tine și sunt la șah aici, dacă mie mi-e frică și nu pot să controlez, am riscul să fac greșeli, nu? Adică e mai mare riscul când n-ai încredere în tine. Da, bine. Depinde cât de dominantă este frica. Da, da, da. Depinde cât de mult e frica lui. Da. Mie mi se pare un gest de mare curaj ce a spus el. Adică nu mai să spui chestia asta. El mereu a fost împotriva lui Putin și a spus multe despre Putin. Da? Adică nu... Pe mine m-a șocat. E prima oară când am auzit pe cineva chiar așa direct. Păi ce crezi, că el mai calcă prin Rusia? Cred că îl tranșează, știa? Da, adică... Exact, exact. Da. Da, dar mi se pare că nici nu e frică. Nu e frică, e... cum să zic, în momentul de față este safe, ca să zic așa, că nu e acolo, nu e sub dictatura lui, a scăpat de acolo. A scăpat, da, da, știi? Da. Tot ce și-a dorit vreodată. Da. Da. Păi și, ok, dacă frica ne împinge la greșeli, na, evident că în lupta asta cu coronavirusul trebuie să o gândim puțin, nu? Adică, până la ce punct... lași frica să conducă, până când poți să faci, să poți să zici stop, știi? Întrebarea e cât de multă încredere ai în tine, bănuiesc. Da, oarecum și când... nu prea am înțeles exact, adică... Ok, spune ce nu. Te referi la frica în șah sau la frica legată de coronavirus? Că ai trecut foarte, știi? Da, fac asta. Da. Sunt și eu ai jonglat un pic cu ele încât m-ai pierdut un pic. Da. Sunt și eu bufon, Andrada, ce? Da. Nu, da, eu vorbesc de frică. Da. Frica, în general, ok, în primă fază este pozitivă. Da, e bine să ai un pic de frică, nu? Te protejează în orice, inclusiv în șah, să nu faci mutări nechipzuite, da? Da. La un coronavirus, să te mai dezinfectezi și tu pe mâine acolo, să ai, porți o mască, să ai o oarecare, cum să protecție. Zic, protecție, da. Dar frica poate să fie destructivă când e în cantități mai mare, evident. Când ce? Și când e în cantități mai mare, adică când... ajunge să te domine, știi? Da, și în momentul ăla, adică când știi, ok, frica începe să mă domine, trebuie să faci ceva, trebuie să lupți cumva sau cum... Cum învingi frica? Da. Depinde de frică. Frica de coronavirus, frica de orice. De fapt, cred că o învingi prin informație, adică...
Te documentezi. Te documentezi ca să vezi, aha, că nu ai motive atât de mari de îngrijorare sau că, aha, nu știu, să fii mai sigur pe tine în domeniul respectiv, în oricare ar fi ăla. Mm-hmm. Nu știu, ți-e frică de coronavirus. Păi studiezi un pic că, băi, care sunt șansele să pățesc asta făcând ceva, da, anume? Sau... Da. Informația te salvează, cred, okay, eu. Ok, ok. Deci, practic, zici, bun, e toată calea asta și mi-e frică, dar hai, da, să vedem de ce este acolo și de ce nu ar trebui să-mi fie frică de asta, că nu fii dracu chiar atât, da, de negru, exact, nu? Pe, da, deviza asta. Da, da. Păi și la așa la fel se aplică. Când, așa, copiii, de exemplu, cu sunt mai începători, sunt cu atât mai fricoși. Așa. Când ajung să crească și să devină la un nivel mai bun, ok, chit că știu că joacă cu un jucător mai bun, nu le mai e frică. Pur și simplu își dau seama că dacă au parte de succes e foarte bine, mm-hmm, dacă nu, asta e, învață din asta, știu că există, mm-hmm, niște limite, știi? Pur și simplu e vorba de cunoștințele pe care le ai despre frica respectivă, știi? Super! Deci, da, practic, trebuie să ai și o experiență cu frica în viață ca să poți să o cunoști puțin, nu? Da, bine, toți cred că trecem prin episoade de frică în viață, mai mari sau mai mici, nu știu, frica de câini, frica de moarte, frica de nu știu ce, da, 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 de întuneric când ești, da, copil. Da, da, de ceva de... nou, de străini, de, da, oameni... Pe mine, țin minte când eram copil, că absolut mă domina frica de întuneric când eram mică. Și pe mine. Deci era, serios, terifiantă, așa, efectiv. Nu puteam de... să dorm noaptea fără, da, lampă. Da, și la mine nu se punea problema de lampă, era... Închizi ochii și aia, nu mă interesează, știi, da, ți se spunea, da, adică, na, și, da, da, noi eram învățați ca niște pionieri să acceptăm. Deși n-am făcut parte din pionieri, dar aceeași, da, mentalitate era. Da. Și ții minte că, na, mintea de copil, ai văzut, ai o imaginație așa foarte debordantă, ca să zic așa, când ești copil. Mm-hmm. Frica de întuneric, știu că a fost cea mai mare frică a mea. Și acum o mai am din când în când, ca să zic sincer. Când mă duc la mama uneori. Da. Oh, ce e acolo după ușile alea negre? Când rămân singură acasă o noapte, mă fac că, nu, dorm cu televizorul deschis pentru că... Na, să simt că mai sunt oameni sau de fapt pentru că face lumina aia măcar, știi? Și, da, da, na, da. Mai, da, mă facă, uite, o lumină pe câte undeva deschisă, uitat, așa parcă mă păcălesc singur, da, știi? Da. A, nu, eu sunt mare, nu mi-e frică. Mamă, da, da, frica asta, de când am stat la mama în pandemie, cred că vreo 8 luni, da, de când a început pandemia n-am mai putut să plec de acolo că aveam natura. Deci am rămas, acum, da, m-am mutat înapoi în București, da. Și avea o pivniță unde tot trebuia să intrăm și cumva exista probleme cu electricitatea și trebuia mereu să ai o lampă și uneori nu aveai. Și știi ce făcea mama? Se arunca în întuneric. Păi, nu vedeai nimic, înțeleg? Se arunca în întuneric. Și pipăia acolo. Pipăia pe acolo, lua ce trebuia, se întorcea. Și eu mă uitam așa, gen șocat. Oh my God, tu poți să faci asta? Deci să intri în negură complet. Bă, și am încercat-o și eu la un moment dat. Am zis, ia să vedem cum e. Mamă, deci nu pot să zic cât de bine m-am simțit. Odată ce am pășit în întuneric, eram la modul, wow, nu e așa de rău. Stai că pot. Și toate celelalte simțuri mi s-au dezvoltat cumva, știi? Ești mult mai concentrat pe atingere, pe auz, pe simțit, știi? Pana mea, Andrada, mersi mult că ai făcut interviul ăsta cu mine. Mi-ai dat mult curaj așa. Dacă nu te țineai tu tare, eu nu o duceam la capăt. E o super primă experiență, m-am simțit super bine cu tine și să tot avem conversații de astea. Ok, și eu, da, m-am simțit bine și mai facem. Mai facem? Da. Abia aștept. Cool, mersi frumos. Gata.